Știu că abia așteptați să dați skip să o vedeți pe Cristina, însă o să vă spun doar că... Asta este episodul 2 din continuarea plimbării noastre cu X5-ul. Urmează și episodul 3, în care Cristina chiar va face drifturi. Hai mă să filmăm cu GoPro, să vedem ce se întâmplă. Fabrica de Bitcoin, partea 3. I-a auzit deja de Electroneum. Nu, eu am auzit de la Neco de Electroneum. Dar cât crezi că o să mai stai așa pe la 3 cenți? Având în vedere că s-a lansat deja pe KuCoin și ar trebui să treacă... Eu cred că maxim 6 luni de zile. Ai băgat vreun ban, Cristina, la Electroneum? Nu, dar ai auzit că poți să minezi cu telefonul? Cum? Ai auzit că poți să minezi cu telefonul? Ce se face? Că poți să minezi cu telefonul, ai auzit? Nu știu. Nu știi? Vezi dacă te uiți la vlogurile mele, nu știi că se poate mina cu telefonul. Deci ideea e că se poate mina cu telefonul, dar nu se poate mina cu iPhone. Neco, avem o soluție? Pentru iPhone nu avem nicio soluție, din păcate. Au făcut deja aplicația, dar nu, dar nu s-a aprobat. Nu s-a aprobat. Păi da, asta nu se strică? Adică dacă merg așa în continuu, trebuie schimbată? Nici Neco? După 2 ani nu se strică. Nu? Nu. Da? E bine, sunt reliable. Am venit la tine să mă liniștești, să-mi zici, băi Andy, spune despre Electroneum părerea ta sinceră. E canalul nostru, facem ce vrem, da, chiar poți să spui părerea ta sinceră. Este că... Ca și când nu ai fi la interviu, deci nu e live interviu, ești așa. E bine să investim totuși ce ne permite să pierdem. Da. Și să hold. Să hold. Pentru că adică... nu știm ce se întâmplă peste 2 ani. Asta a fost cazul Ethereum-ului, adică a fost 5 cenți bucata, după care a ajuns la 1200 luari. Ia auzi, Chris, ce părere ai? Eu chiar nu mă pricep. Cum se minează? Eu chiar nu mă pricep. Neco. Și Neco nu dorește să fie contactat. De ce nu dorește să fie contactat? Sunt antisocial! Prea mult timp, frate. Chiar le răspund tuturor. Cel puțin 6 ore pe zi, eu zic că tu stai și răspunzi la oameni. Băi, e prea mult. Trebuie să mai trăiesc din ei. Da, trebuie să te. Nu te-ai gândit, Cristina? De unde ai tu certitudinea asta 100% că o să scoți 10%? Nu am certitudine. Este un risc și de aceea avertizez de fiecare dată absolut pe toată lumea, în fiecare video, nu investiți decât ce vă permiteți să pierdeți. Fun, până acum n-am pierdut bani. De ce n-am pierdut bani? Pentru că eu n-am vândut. Dacă eu aș vinde acum, da, aș pierde 20-30 de mii de euro. Ai putea să cer și Stellar Lumens. Dacă sunt filmat și știu că sunt filmat, parcă nu pot să fiu eu. Să fiu eu ca și când sunt off the camera. Vede mie camera și te filmez eu. Suntem aici astăzi la un interviu. Ce am făcut la fabrica de Bitcoin? Așa, uite așa. Stai tu așa. Așa. Totul trebuie să fie natural. Pentru că oamenii simt dacă e regizat sau natural, ai înțeles? Și mă simt și pe mine și pe tine. Știi că poți să investești chiar și 100 de lei în... Da, tu știai că poți să investești, tu știai că poți să investești 100 de lei în Bitcoin? 100 de lei. Știai, nu? Dar ce câștigai tu cu 100 de lei? Adică după cât, nu știu. Păi fii atent aici, poți să bagi 100 de lei în Bitcoin și după aia schimbi în Electroneum sau în moneda asta de care știa Neco. Cum se numea Neco? Stellar Lumens. Bine, cumperi Bitcoin de 100 de lei și ți-i transferi direct pe KuCoin. Îți cumperi ce monedă vrei tu, de exemplu Electroneum, care a fost 22 de cenți și acum e 3 cenți. Dacă se întoarce la 22 de cenți, câți bani o să ai? Ai, mă, 7 milioane. Ok, bagi 10 milioane, da? O să ai de 7 ori banii. Asta înseamnă? Da. 70 de milioane. Bani ai investit până acum și care a fost profitul tău? Am investit până acum aproximativ 80.000 de euro și nu am scos niciun ban. Adică noi am minat criptomonedă, dar noi nu am scos banii. De ce? Pentru că sunt două chestii diferite. Una este minarea de criptomonedă, alta este investirea în criptomonedă și vinderea la un preț mai mare. Și atunci noi câștigăm din ambele. Odată minăm monedă, da? Și a doua, așteptăm să crească moneda ca să câștigăm de 4-5 ori mai mult. Face sens? Păi stai puțin, de cât timp ai investit? Deci... De cât timp ai investit? Da. Prin decembrie. Real, fără minciuni. Da. Ține și tu camera asta cum trebuie, frate. Deci am investit și n-am scos niciun ban. Da. De ce să mint lumea că am scos bani? Nu, n-am scos niciun ban. Dar în schimb avem criptomonede. Crezi tu că o să ieși profit? Păi, fii atent. Noi am minat Monero și după aia Monero l-am schimbat în Electroneum. Așa. Și avem foarte mult Electroneum. Doar că acum prețul Electroneum a scăzut. Înțelegi? Noi credem că o să crească. Doar cred. Da, bineînțeles. Păi este un risc. Am zis eu că nu e risc. Am zis eu că nu e risc. Spunem, nu? De am zis că trebuie să riscăm doar ce ne permitem să pierdem. Te rog, alte întrebări, că am văzut că ai întrebări bune. Trebuie să-i pierzi cu ăștia 80.000, nu? Neco? Neco? Este șansă de 90% să câștigi. Asta e părerea lui Neco. Da, ăsta e adevărul. Există un risc în orice, Chris. Dar pe de altă parte știi foarte bine că și cu ferma mea de struți am băgat 80.000 și scos vreo 4.000 de euro am mai scos din ea. Tu ai fost la ferma mea de struți, Neco, nu? Da, nu știam că ai avut o fermă de struți. Nu știai? Nu. Yeah, păi vezi dacă nu te uiți pe canalul meu de YouTube. Ce să-ți fac? Trebuie să activezi clopoțelul și să te abonezi. De ce? Da. De ce? Pentru că... Dar m-am
să te anunțe. Da, dar n-ai apăsat clopoțelul. N-ai apăsat clopoțelul. Dacă apăsai clopoțelul, te notifica: Andy a postat un video. Asta am făcut. N-ai apăsat clopoțelul. Ascultă-mă, de fiecare dată când postez câte ceva, primesc notificare. A, primesc, dar nu mă uit. Eu primesc, dar nu mă uit. Nu m-am uitat că n-am avut timp, adică. Așa. Și după aia am făcut fermă de vipere. Aia știai? Nu, nici asta. Și ai dat greșit cu asta? Da. Da. Bună. Bună. Și chiar vreau să fac un vlog despre chestia asta. Știi că noi numim aici Bitcoin, nu? Sau nu știai? Ba da, mie nu mi-ai zis că... Monero. A, Monero. XMR. Așa. De ce? Tu să-mi spui de ce. Că e mai profitabil. Da. Da. Știi cum determin ce e mai profitabil? Te duci pe whattomine.com, îți bagi puterea de hash, puterea de minare și celelalte detalii, gen cât îți consumă toate drăciile astea, și el zice câți bani faci. Corect, Neco? Da. Băi, eu ca sunt curioasă să văd cât o să scosi din toate. Omul vrea să vadă banul, frate, de banul. Deci oamenii nu sunt interesați de criptomonede, oamenii vor bani. Investești 80.000, da. E normal ca să ai și un proces, adică da. Nu văd cum gândești, da, tu, dacă nu câștigi nimic. O întrebare foarte interesantă și foarte... Tu dacă ai avea acum 80.000 de euro și ai vrea să faci o afacere, în ce e băga? A, păi nu știu, trebuie să mă gândesc. Zi tu. Știi că majoritatea oamenilor, știi cum fac? Zic, mamă, dacă aveam bani, paulo, investeam, făceam. Și după aia când dau banii, nu știu în ce să investească. Da, ia zi tu, uite, ai acum 80.000 de euro, în ce e băga? Am avut, trebuie întâi să-i... A, frăjeală! Să sunt scuze. Ia, da. Dă-mi 80.000 ca să văd. Bun, tu ce ai face, Neco? I-aș investi pe toți în Electroneum. Prăjeală! Te plătește! Electroneum, Illuminati Gang! Deci, cu siguranță nu i-ai investi în ceva care nu ai cerut că o să câștigi. Uite, tu i-ai avut banii ăștia, pentru tine nu contează că o să-i pierzi. Banii nu ăștia... contează, frate, tu crezi că n-am muncit pentru banii ăia? Somne, ce ai zis? Dacă îi pierd, asta e, nu tu ai zis lucrul ăsta? Da, dar e normal să... Dacă nu riști, nu câștigi. Normal. Ca să faci o afacere care să-ți meargă din prima, trebuie să fii mult prea șmecher, frate. Și să-ți meargă bine. Trebuie să fii lumea jumecă. Adică gândește-te la când și-a deschis firma SpaceX, Elon Musk a zis că 90% el era sigur că o să dea greș. Știi? Și totuși a făcut-o. Totuși a făcut-o. De ce? Pentru că nu l-a interesat profitul. Pentru că și-a urmărit visul. Pentru că asta mi se pare o chestie foarte tare în viață. Știi? Să faci ce vrei în viață. Să știi ce vrei și să te îndrepți în direcția aia. Mine mă enervează foarte, foarte mult Facebook-ul dintr-un anumit motiv. Știi ce motiv? Faptul că atunci când tu postezi un link despre YouTube, Facebook-ul cu YouTube-ul sunt la cuțite și nu ți-l arată, frate. Deci tu postezi și nu ți-l prezintă prietenilor tăi. Și tu știai chestia asta? Nu tu știai? Nu. Ia să vezi, deci fii atent, fă un experiment, îți garantez. Mie mi-apare ce postez. Foarte, deci eu dacă postez un link cu YouTube-ul, o să vezi că nu-ți apare. Deci vorbesc foarte serios și de asta mă enervează, pentru că Facebook-ul se ceartă cu YouTube-ul, ai înțeles? Și de asta ăștia sunt la cuțite. Deci eu dacă postez adică un link, eu dacă, da, exact, adică cu Google, pentru că YouTube-ul al Google, dacă eu postez un link și poate mulți dintre voi o să știți chestia asta, dacă voi postați un link de pe YouTube, foarte rar aveți like-uri, aveți doar 2-3 like-uri în loc de 70, 80, 100 cât aveți în mod normal. Știi cât de stresant, e când eu fac vloguri, îmi iau din timpul meu personal să fac vlogurile, după care vine unul și mă întreabă fix ce am zis în vloguri, frate. Și are tendința să-i scriu pe WhatsApp, sau pe, nu pe WhatsApp, pe Facebook, și mă întreabă fix ce am scris eu în vlogurile, știi? După care, dacă nu răspuns, băi, Andy, băi, zici că răspunzi la toate comenturile și nu mă bagi în seamă. Super fame. Unii nu înțeleg ce zici tu acolo. Da, și de-aia mă întreabă. Auzi, Andy, care-i treaba cu Bitcoin-ul ăsta? Tu stai și povestești acolo 2 ore, știi? Sau cât... Ai văzut că Cryptopia de obicei avea cam $1.000.000 pe zi, tranzacții de Electroneum. $1.000.000 pe zi. Iar KuCoin acum are vreo... 6. Milioane. Știi câți bani faci dacă câștigi 1.000.000 de Electroneum? Acum e 3 cenți. Asta înseamnă $30.000 acum. Dar dacă ajunge la $1, câți bani să ai? $1.000.000. Astea sunt așa. $1.000.000. Date fictive, deci... A fost 20 de cenți Electroneum? Păi, zic așa, eu, a fost da? A fost 20 de cenți. E acum 3 cenți? Așa. Ai posibilitatea de creștere? Da, a scăzut, da. De la 22 de cenți gândește. Vrei să zic de ce a scăzut? Că zic eu exact de ce așa, a scăzut. Așa, de ce a scăzut? Food. Și ce înseamnă food? Nu. Fear, uncertainty, doubt. Tu dacă ești fooder, înseamnă că ești de la fricos. Aoleu, a scăzut, hai să vindem, sau hai să vindem. Sau că urăși moneda respectivă. Sau că ești hater. Deci fooder. Știi, ăștia fooderii, ăștia vând și vorbesc de nașpa. Și fac lumea să vândă. Ai înțeles? Pentru că lumea se sperie. Mie nu mi se pare așa wow să fie $1.
și să fac $1,000,000. Pe cuvântul meu spun, nu? Zi tu, Neco. Cum a fost 20 de cent, așa poate să fie și $1. Deci tu gândește-te doar atâta. Ai creștere... Dar cât timp să... Păi poate să fie în 5-6 luni. Da, 5-6 luni poate să fie. Nu, fă bune, fără niciun fel de vrăjeală. Gândește-te la următoarea treabă. De la 3 cenți cât e acum, da? Vino, ești principal aici, sper că la unică da, dar oamenii vor să vadă pe tine, bă, oamenii se uită la mine. Crede-mă. Oamenii se uită la mine și te văd pe tine, se uită la mine și te văd pe tine. Deci oamenii vor să le explici da, mă, le explic. Criptomone, dar să facă bani, nu vor să vadă pe nimeni. Eu zic, lași de comentarii lor, o să trebuie ce mănâncă în fiecare zi de așa drăguță. Așa, Neco. Neco, dau bine pe cameră? Dar nu te uită la mine, uită-te la cameră. Uite-te la cameră, uite-te la ei. Nu mă uit la cameră. Bine, hai să stau aici. Nu, și Adam, și Grecia, să nu te mai uiți la cameră. Da, nu te mai uiți la cameră. Nu te mai uiți la cameră. Ce că uite la cameră. Canon. Hai să vorbim fapte, da, gata, că glumă, dar trebuie să știe și oamenii noștri o informație de calitate. Că da, am văzut că tot nu mai lămurit. Da. Deci tu ai investit, a da. Fost 22 de cenți. Fii atent. Și acum ești în pierdere, a scăzut la 3 cenți, da? Nu. O e la 0, ca să înțelegi totul, da? Hai. Orice criptomonedă trece printr-o fază de ICO. Ce înseamnă ICO? Initial Coin Offering. Gen, se pun atâtea monezi și cine vrea să cumpere, înainte să înceapă minatul. Da? Ok. Electroneum a fost la ICO 1 cent. Am dreptate, Neco? Și cu reducere 0,8 cent. Ok, da? Așa. După care s-a dat startul prin noiembrie, după aia din noiembrie a început să se mineze, prin decembrie, ianuarie, februarie, prin ianuarie a fost 22 de cenți. Cumpărasem pe la 7 cenți. Și vreau să vând. Bă, chiar vreau să vând. La 20 de cenți am simțit eu așa. Chiar am simțit, pe cuvânt, jur. 200 de mii, câștigai încă 200 peste. Da. Și am vrut să vând. Da? Au început toți pe mine, au sărit în private. Inclusiv Neco. Inclusiv Neco. Nu vinde, nu! Până dimineața o să fie 30 de cenți. Nu vinde, nu! Mau, frate, deci au sărit cu gura pe mine toți. Bă, și n-am vândut. După care ușor a început să scadă. 18 cenți, 14 cenți, 12 cenți. Ai înțeles? Bă, și nu vândusem. Care a ajuns acum 3 cenți. Voi credeți că o să mai crească, nu? Adică nu... Băi, deci nimeni n-are cum să știe sigur. Nu, asta nici nu știe. Da, dar noi, părerea noastră este că va crește, da. Mm-hmm. La sfârșitul 2019 îi dau sigur $1. Sigur. Da? Asta zice Neco. Bineînțeles că și el poate să înșele. E părerea lui și eu, I stand by him. Păi, hai să spun o treabă, da? Mm. Important. Acum 6 ani a venit Neco la mine, că eu îl cunosc de 20 de ani, și a venit acum 6 ani și a zis: bă, nene, hai să ne apucăm să minăm Bitcoin. Și eu eram... Eu deja minam. Ai înțeles? Deja mina Bitcoin. Și zic, ce e la frate? Bă, e o criptomonedă care va fi foarte, foarte tare în viitor. Mă uitam așa la ea, bă, ăsta, ori e geniu, ori e nebun. Zic, bine, mă, hai să minăm. Și ne-am apucat să minăm Bitcoin. Acum 6 ani? Da, pe cuvânt. Și asta a fost treaba. Așa a început totul. Eu de-aia mă bazez pe Neco. Am vândut mulți la $100. Ai înțeles? De mulți, adică sute de bitcoin am vândut. Nu înseamnă, asta nu înseamnă că Neco nu se poate înșela. Da, se poate înșela și știu și eu chestia asta și știe și el chestia asta. Dar noi estimăm, noi avem feeling-ul că merită să riscăm 50.000 de euro pe chestia asta. Corect, Neco? Dacă ai și la $10 bucata... Google vrea să-și lanseze propria criptomonedă. Dacă mulți oameni ar gândi ca mine, prețul argintului ar fi mai mare decât prețul aurului. Am dreptate, Neco? Cum, de ce? Pentru că oamenii dau valoare lucrurilor. Și dacă toată lumea gândim într-un fel, dacă toată lumea gândește că Bitcoin este tare, atunci Bitcoin are valoare. Dacă nimeni nu ar da 2 bani pe Bitcoin, Bitcoin ar avea valoare. Tu trebuie să înțelegi că prețul aurului este dat doar de faptul că foarte mulți oameni îl apreciază. Dacă foarte mulți oameni ar gândi ca mine și n-ar aprecia aurul, și dacă majoritatea oamenilor de pe planeta asta nu ar aprecia aurul, prețul ar fi jos. Pentru că oamenii dau valoare lucrurilor. Așa este și cu Bitcoin. Oamenii vor să aibă Bitcoin și atunci prețul e sus. Astea sunt Vega 56, Raidon Vega 56. Și asta este construcția lui Neco. Neco a făcut-o singur. Vezi, Neco a tăiat astea. Da, cine a făcut Neco. Ești el inginer, Neco? Inginer? Deci, atent, el a făcut astea pe o imprimantă 3D și aluminiul ăsta e aluminiu, nu? Da, am tăiat. O bucată de placaj. A făcut singur imprimanta 3D. Astea sunt 580. La revedere de la fabrica de Bitcoin până data viitoare. Hai, vorbim. Să mai bine. Pa, pa. Pa, Neco. La revedere. Acasă. Hai, vorbim, Neco. Pa. Am și o cont de YouTube. Și am și urmăritor. Câți? Puțin, că eu nu am pus. Nu știu ce am pus. O singură chestie cu... Cred că e interesat pe ăștia, pe
prietenii noștri virtuali, i-ar interesa să afle, să știe dacă tu ai prieten. Dar de ce mă să le zic eu asta? Trebuie să vă conectați la contul ei de YouTube dacă vreți să o urmăriți pe Cristina. Băi, dar tu știi ce aș fi vrut? Să conduc și o mașină asta. Vorbești serios? Da. Gata, păi de cine ai zis? Uite, vreau să văd și eu ce poate. Și eu vreau să văd, dar ai grijă că nu avem casco, da? Și păi stai mă, nu, vreau pe undeva, pe unde e așa, liber, așa cum? Nu știu, așa un pic, știi? Gata. Știi ce am condus? Un Ferrari. Deci e mașina mea, frate, un Ferrari roșu.